Suntem în cartierul rezidențial al clanului Stancu, unde celebrul baștan Vișinel Stancu are proprietăți în valoare de milioane de euro. Tocmai ați văzut una dintre ele. Un fost arhitect șef al Timișoarei mi-a povestit cum s-au construit astfel de palate. Baștanii au venit la constructori cu poze cu palate din Germania și din Franța și au cerut să li se facă și lor la fel. În spatele meu nu se vede din pricina pomilor, este Palatul lui Vișinel, o imitație a Palatului Cec din București, după cum mi-a povestit un fost arhitect șef al Timișoarei. Dar baștanii din clanul Stancu nu dețin numai astfel de palate de milioane de euro. Vișinel Cârpaș nu a construit numai palate, s-a și împroprietărit pe astfel de palate, cum este cel din spatele meu, care e în proprietatea fiicei lui, Mirela Stanca, soția baștanului Ionelaș Cârpaș, nașul mafiei imobiliare țigănești din Timișoara. Romii au reușit să obțină, prin retrocedări foarte bizare, o serie de astfel de clădiri în care au funcționat instituții publice și chiar spitale pe care le-au evacuat. Și au mai reușit să obțină și alte feluri de clădiri pe care chiar le-au distrus și, distrugând cu ele, au distrus o parte importantă a istoriei Timișoarei. Clădirea pe care o vedeți reprezintă o parte importantă din istoria Timișoarei. Este un monument istoric, este reședința floralului Wilhelm Müller, florarul imperial al casei imperiale austro-ungare. A fost construit acum 200 de ani și după jumătatea, după 1850, aici s-a mutat Wilhelm Müller, care a înființat plantații de trandafiri, a creat soiuri noi de trandafiri și datorită lui Timișoara, capitala Banatului, poartă numele de orașul trandafirilor. Vă dați seama, casa este în proprietatea lui Ionelaș Cârpaci. Dacă o căutăm la cartea funciară, o găsim în proprietatea Mirelei Stancu, concubina lui Ionelaș Cârpaci, fica baștanului Vișinel. Vă dați seama că nici Vișinel, nici Ionelaș Cârpaci nu au fost vreodată rude și n-au nicio treabă cu Wilhelm Müller. Cu toate acestea, prin niște manevre foarte interesante legate de retrocedări, clanul Cârpați Stancu a reușit să intre în posesia acestei proprietăți, acestui monument istoric. Ionelaș Cârpaci a încercat să demoleze monumentul istoric pentru a construi aici un hotel. Certificatul de urbanism la vremea respectivă, sunt mulți ani de atunci, a fost făcut cu firma fiului fostului primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu. Pentru că nu a reușit și nu avea cum să primească autorizație, fiind vorba de un monument istoric, Cârpaci a decis să îl lase să se distrugă. Și l-a lăsat în paragină să fie distrus de natură, distrugând astfel, ucigând o parte din istoria Timișoarei, o parte foarte importantă a istoriei capitalei Banatului. Cârpaci în momentul de față nu este în Timișoara. A fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru o altă fraudă, a falsificat o hotărâre de retrocedare a unui teren, o hotărâre a primarului, și a fost scăpat de autorități, exact așa cum a fost scăpat și Sebastian Ghiță. Cârpaci se ascunde bine mersi în Germania și din când în când apare în buletinele de știri ale televiziunilor tabloide de pe la vreo nuntă a baștanilor. Desigur, vă întrebați cum au fost posibile toate acestea. Haideți să vă explic. Suntem în zona adiacentă bulevardului Loga din Timișoara. În dreapta este strada Trandafirilor, Parcul Rozelor, unde sunt soiurile de trandafiri create de floralul Wilhelm Müller. În stânga este bulevardul Loga. Între ele sunt zeci de astfel de proprietăți acaparate de clanurile Cârpaci, Stancu și Covaci. Vilele acestea au fost construite în perioada interbelică de industriașii vremii, sigur, nu cele noi pe care le vedeți în spate. Cele de lângă au fost construite în perioada interbelică de industriașii vremii, comuniștii le-au naționalizat. Și după 1990, în mod interesant, clanul Cârpaci a devenit moștenitorul și mandatarul celor care, cărora ar fi trebuit să li se retrocedeze aceste proprietăți. Vorbim de vile, de proprietăți în valoare de zeci și zeci de milioane de euro intrate în posesia clanului Cârpaci sau a clanului Stancu, proprietăți pentru care autoritățile române nu și-au pus niciodată problema provenienței veniturilor. Niciodată nu s-au întrebat de unde au făcut aceste clanuri zeci și zeci de milioane de euro pentru a putea să obțină astfel de proprietăți. Niciodată ANAF-ul n-a fost interesat de unde provin aceste venituri.
Baștanii susțin că au diverse activități economice în Germania și că de acolo au reușit să facă aceste sume fabuloase. Acum, eu am văzut aceste contracte de vânzare-cumpărare, foarte multe dintre ele sunt semnate cu degetul, pentru că oamenii sunt analfabeți. Bun, presupunem totuși că unii dintre ei ar putea să aibă activități legale în Germania. Totuși, statul român nu a fost interesat să facă niciun fel de demers pe lângă autoritățile germane pentru a sesiza că sunt niște analfabeți care în România au proprietăți de 10 de milioane de euro, pentru a sesiza fiscul din Germania, de exemplu, cu privire la sursa veniturilor acestor persoane. Pur și simplu pentru ANAF nu a contat că există aceste clanuri care în momentul de față au în proprietate vile și clădiri de 10 și 10 de milioane de euro în Timișoara. Până și clădirea pe care o vedeți în imagine este un sediu de bancă, este în renovare clădirea acum, este în proprietatea clanului Cârpaci. Este chiar aici, în Agora, într-o parte a pieței Sfântul Gheorghe. Aici a fost biblioteca județeană Timiș, retrocedată la fel ca multe alte clădiri și intrată în proprietatea lui Ionelaș Cârpaț sau a Mirelei Stancu, concubina lui. Niciodată autoritățile nu și-au pus problema cum de acești oameni sunt în mod constant mandatari sau moștenitori sau reprezentanți ai așa zișilor moștenitori. Vă repet asta, deși Ionelaș Cârpaț a fost prins, judecat și condamnat la 8 ani de închisoare pentru că a falsificat o dispoziție de retrocedare a primarului Timișoarei. La vremea respectivă, discutând cu procurorul de caz, i-am solicitat să meargă la notarul cu care Ionelaș Cârpaț își făcea afacerile și să-i ridice întreaga arhivă. Poate descoperă și alte falsuri. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și nu s-a întâmplat pentru că numele notarului este Safta Criste, soția fostului procuror general al României, Mircea Criste. Ca să înțelegeți la ce nivel au lucrat clanurile Cârpaci și Stancu, a lucrat mafia imobiliară din Timișoara. Dar, deși ați văzut, averile sunt incredibile, luxul este opulent și ați văzut o mică parte din ceea ce au obținut clanurile țigănești în ultimii 27 de ani în Timișoara, să știți că ei sunt un efect colateral al unui alt fenomen, fenomen care l-a ajutat pe Liviu Dragnea să se îmbogățească, fenomen care i-a creat averea lui Adrian Năstase și, în general, fenomen de care se leagă averile inexplicabile ale marilor politicieni care au și mari dosare de corupție. Este vorba despre faptul că, timp de 27 de ani, statul român nu a reglementat în niciun fel controlul veniturilor. În momentul de față, în România există două categorii de cetățeni, fraieri și șmecheri. Fraierii suntem noi, oamenii cinstiți care mergem la ANAF atunci când avem un venit, îl declarăm în mod cinstit, după care așteptăm să vină ANAF-ul să ne îngroape în birocrație și să vină cu fel și fel de reguli stricte. Dacă nu plătești la timp, îți blochează conturile și ești hărțuit. Șmecherii sunt cei care au venituri ilegale, mai ales din corupție, din șpăci, și nu le declară. Lor ANAF-ul nu le face absolut nimic. Pur și simplu pe statul român nu îl interesează de unde are cineva un corupt, să spunem, de unde are bani să-și facă averea, pentru că noi nu avem controlul averilor și controlul obligatoriu al veniturilor. De ce nu avem o astfel de legislație care există în toate țările civilizate? Este foarte simplu, se leagă cu ceea ce vă spuneam în episodul anterior despre securiștii care au reușit după 1990 să preia țara. Securiștii au știut că este momentul în care trebuie să fure împreună cu activiștii de partid și împreună cu oameni ca Dragnea care au venit din eșalonul 2 al PCR și au intrat în eșalonul 1 al PSD, să fure toate bunurile care aparțineau statului. Că vorbim de clădiri, că vorbim de terenuri, că vorbim de întreprinderi. Însă știau că dacă ei emit și politicienii pe care ei susțin emit o legislație care să permită controlul averii, ei vor fi întrebați de unde au aceste proprietăți. Liviu Dragnea n-ar mai fi putut să fie stăpân pe județul Teleorman dacă exista o astfel de legislație. Astfel încât grupurile de interese formate din foștii securiști și activiști de partid după 1990, sub plapuma lui Ion Iliescu, care au reușit să se infiltreze în toate partidele din România care au fost la putere, s-au asigurat că nu se emite o astfel de legislație.
Și pentru că nu s-a emis pentru politicienii corupți, pentru securiștii care s-au împrăpetărit pe bunurile statului, au reușit să profite și clanurile de rom, cum este clanul Cărpaci din Timișoara. Exemple însă cred că avem în orice oraș mare al țării, avem clanuri interlope sau fel și fel de grupări cu averi incredibile, despre care nimeni nu știe ce venituri fac și pe care niciodată ANAF nu îi întreabă de sănătate. E bine, dragii mei, asta este o situație pe care noi trebuie să o discutăm foarte mult în Agora, aici și pe rețele sociale, și trebuie să începem să milităm pentru schimbarea ei, pentru că nu este corect ca într-o țară să existe două categorii de cetățeni. Nu este corect să fim noi, oamenii cinstiți, cei care ne declarăm veniturile, să fim supuși unor rigori foarte stricte ale legii, pentru noi ANAF-ul este ciumă, și alții să aibă averi de milioane și milioane de euro. Mie mi-este egal cum fac ei aceste averi, că le fac din corupție, că le fac din fraude economice, că le fac din cine știe ce activități au clanurile Cărpaci prin Germania sau pe unde au ei aceste activități. Ele, aceste venituri ar trebui să fie verificate de stat. Și acolo unde ele nu sunt legale, ar trebui automat să fie trimiși în judecată cei care le fac pentru evaziune fiscală. Pentru că în momentul în care tu ți-ai construit o vilă de 1 milion de euro, și se poate reglementa legal simplu. În momentul în care la primărie Cărpaci înregistrează o vilă de 1 milion de euro, automat ANAF-ul trebuie să-l întrebe de unde a avut milionul ca să construiască vila. Și dacă Ionelaș nu spune, automat trebuie băgat la evaziune fiscală, cel puțin, până se hotărăște și spune de unde are banii respectivi. Pentru că dacă el nu a declarat venituri de 1 milion de euro și a făcut o vilă de 1 milion de euro, înseamnă că el a avut milionul respectiv în afara cadrului legal, nu a plătit impozit pentru el și ca atare ar trebui să fie tras la răspundere pe cale legală. Noi ar trebui, oamenii cinstiți din țara asta, să discutăm pe tema asta și să milităm pentru rezolvarea acestei probleme. Pentru că nu putem continua la infinit să fim două categorii de cetățeni în România. Fraierii care respectă legea și care se trezesc cu conturile blocate de către ANAF la cea mai mică întârziere și șmecherii care au averi de milioane de euro și nu plătesc nici măcar impozit pentru ele.